Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domnilor! În emisiunea noastră se vor prăvăli planeta Marte, astronomul Magda Stavinsca, aici de față, care a fost de multe ori invitata noastră, și împreună cu colegul Cristian Român o să vă încercăm să-l bârfim și pe marele sistemist și filozof român care lucrează în Franța, autorul lui Nu la particule, Le Monde, Basarab Nicolescu. Stimată doamnă, bine ați venit în emisiunea noastră. Suntem într-un format nou, dar nu atât de foarte nou încât bătrâna planetă Marte să nu ne fie prezentată. Ce se întâmplă cu Marte acușica? Marte ne oferă noi surprize plăcute. Deci încearcă să se apropie de noi, dar nu prea mult. Dacă în 2003 a fost la 50 ceva de milioane de kilometri, acum a fost de-abia la 101 milioane de kilometri. Deci pentru cei prăpăstioși care tot așteaptă să ne cadă ceva în cap sau un asteroid sau o planetă, iată că Marte încearcă să ne vadă mai de aproape, dar nu prea mult. Pentru că 101 milioane de kilometri totuși e o distanță considerabilă. Pe de altă parte, a putut și mai poate fi încă observată chiar cu micile telescoape, chiar și cu binoclu foarte bun, evident în condiții mai mult de câmp, adică în locuri întunecoase, în locuri cu cerul perfect senin și foarte clar, dar ne oferă posibilitatea, cum am spus, cu aceste mici, să spunem, ajutoare, să observăm chiar calotele polare sau chiar mici detalii de pe Marte. Nu o să-l găsim pe acei marțieni pe care atâta îi dorim, dar marțienii mai sunt, că plecăm noi spre Marte, așa că tot o să fie. Altfel, planeta Marte se vede cu ochiul liber, nu trebuie neapărat să aveți un instrument. Este o imagine foarte spectaculoasă. Vedeți acolo punctul F. Deserată doamna Stavinsky. În care este planeta Marte. Roșie de data aceasta, nu ca aici. Aici este prezentat albastră. Da. Dacă dumneavoastră cunoașteți constelațiile, vă puteți baza pe lângă Pegasus acolo. Și această Regulus, orientare. Da. Dar eu aș sugera prietenilor noștri să folosească programe online de astronomie în funcție de seara în care vor efectua observația, pentru că această hartă este pentru 3-5 martie. Pentru alte zile în care observați planeta Marte și nu neapărat în perioada de maxim apropiere. Dar mă iertați, să folosească programe online, dar să nu rămână online, ci să ducă afară să observe. Pentru că marea majoritate sunt tentați să observe imagini Marte de pe internet. Sigur că sunt spectaculoase. Dar totuși altceva, când vezi cu ochiul tău acea pată roșie, e atât de spectaculoasă. Aș zice punct roșu. Mă refer la cel care n-are telescop. Poate să iasă în curte. În 2003, când a fost apropierea aceea, era chiar senzațional. Era un punct roșu extrem de strălucitor. De fapt, am aici pe calculator. Telescopul Hubble a făcut niște imagini, a obținut niște imagini în 2003. Haideți să le vedem. Sunt imaginile luate de telescopul spațial Hubble în august 2003. E la diferență de o zi imaginea. Marte între timp s-a rotit. Se vede și calota foarte frumos. Se vede calota sudică foarte frumos. Yeah. Bănuiesc că și acum, cine are un instrument mai procopsit, o să fie deranjat totuși de turbulența atmosferică, pentru că imaginea va fi așa. Dar nu atât încât să nu poți. Sigur că nu are imagini de pe misiunile spațiale. După cum mai este o platformă spațială SLUH, care observă iarăși planeta Marte, sigur că acelea sunt detalii care revin ori amatorilor foarte bine dotați și bine cunoscători ai astronomiei, ori pur și simplu profesioniștilor care încearcă să pregătească, pentru că tocmai vorbeam de marțieni, totuși primii marțieni sper că vor fi cât de cât curând. Iar există echipe românești, a fost anul trecut o echipă la NASA care a simulat un zbor pe Marte și, după câte am înțeles, și anul ăsta se pregătește aceea sau altă echipă sau echipă combinată. Deci omul totuși vrea să-și de această planetă atât de apropiată, la 100 și ceva de milioane de kilometri, să cunoască, să vadă ce se întâmplă pe acea planetă, ceea ce nu-i la noi. Sau ce avem noi atât de special, încât la noi este viață, în altă parte, iată, n-am găsit încă viața pe care o dorim noi, sub forma pe care o dorim noi. A spus bine, încă n-am găsit viață pe Marte. Eu am convingerea că pe Marte există viață. Eu pariez, Eu pariez că microorganismul există. Da, există, atâta timp există sistemul solar, nu știu de ce n-a existat pe Marte. Mai mult, atâta timp cât există apă în subcutanată, cum ar veni sub scoarță, cred că există condiții ca să... Dar, evident, până nu știți cum e cercetătorul, până n-are proba, dovadă exactă,
ce s-a găsit, cât s-a găsit și așa mai departe, suntem la nivelul ipotezilor și ar povestea frumoase. Nu, eu aș adăuga că avem indicii. Indiciile există. Compoziția atmosferei marțiene indică posibilitatea existenței undeva sub scoarța marțiană a unor forme de viață, să zicem noi, primitive. Încă o dată, nu marțiene. Și când au fost vikingii, cât acum 30 de ani, da, sau sunt așa, deja în anii 70. Deja și atunci se putea spune că e o situație așa de pe muche de cuțit. Au văzut, au simțit, n-au văzut, n-au simțit, dar oricum nu s-a zis nu. Da, și pentru că vorbim de suprafața planetei Marte, știți că există niște ecologiști marțieni, deci cum sunt cei de pe Pământ, ecologiștii sunt verzi, aceștia sunt roșii. Mm-hmm. Ei vor să nu se facem în așa fel ca toate misiunile spațiale să nu afecteze sub nicio formă planeta așa cum există. Și în fond au dreptate. Deci putem să o cunoaștem fără să o stricăm. Nu cred. Pentru că așa cum ne stricăm noi câteodată Pământul, n-ar fi exclus. Kim Stanley Robinson, care a scris istoria viitoare a planetei Marte, o trilogie splendidă, zice că e inevitabil, o vom molipsi cu... Deci o vom strica până la urmă. O vom molipsi cu relele Pământului, cu microorganismele Pământului. E, asta este pericolul, dar sper că omul va fi... De altfel, misiunile actuale sunt foarte atente la acest aspect. Exact. Să nu polueze planeta Marte cu microorganisme terestre, pentru că, în primul rând, ar perturba măsurătorile. Ar perturba detectarea vieții marțiene. Adică n-ai ști de unde este, care este exact. Sursa. Este un microorganism pe care l-ai adus tu de pe Pământ sau e cel autentic marțian? Deci este o problemă. Dar, pe de altă parte, chiar acest echilibru ecologic, pentru că este un echilibru ecologic al planetelor și al sistemului solar, trebuie să-l păstrăm. Și eu știu că toți oamenii de știință fac tot ce se poate ca să nu afecteze. Exact cum a spus dumneavoastră, în primul rând, să nu cumva să deformeze informația pe care o capătă, ceea ce e extraordinar de important. Da, pe de altă parte, însă Viu are atât de mare putere și se păstrează atât de tare, încât chiar și instrumentele cosmice, chiar și navele care vor ajunge acolo, e posibil să păstreze elemente pământene. S-ar putea, dar oricum există o preocupare în acest direcție. Ele sunt sterilizate cu atenție înainte de plecare. Și viața e nemuritoare, dați-mi voie să vă spun. Într-adevăr, este nemuritoare, dar în general se cunosc cam care sunt limitele vieții pentru microorganismele terestre. Un pronostic așa, ce se va găsi sub Vostok, în Antarctica, s-ar putea să fie un indiciu bun că asta am putea să găsim pe Marte. Sub Antarctica, dacă se găsește viață, e cel puțin de 30 de milioane de ani vechime, pentru că nu s-a atins. Mi-aș permite să, mă scuzați, să completez. De fapt, nu viața pe Marte ar putea să constituie un indiciu. Viața pe Europa, satelitul lui Jupiter. Și ca să precizăm telespectatorilor noștri, este un lac antarctic care se află sub vreo 3000 de metri de gheață. Sunt exact condițiile care se pare că există pe Europa. Eu aș fi vrut să completez ce a spus dumneavoastră, că umblând în Antarctica găsim informații despre planetă. Eu zic și invers. Astronomii tot caută planetele să le cunoască cât mai bine ca să capete informații despre Pământ. Păi gândiți-vă dumneavoastră că am ajuns la dincolo de periferia sistemului solar și cât am intrat noi în scoarța Pământului. Nimic. E cât o coajă de la un măr, nici atâta probabil. Ca și în ocean. Ca și exact, în ocean, exact. Că multe ele mai putem face. Hai să zicem suprafața planetei Pământ. Ne așteaptă surprize cu Marte acum în anii imediat următori, deceniile următoare. Da, probabil că dacă vom ajunge pe Marte, sigur, cu siguranță vom avea. Dacă sau ajungem. Eu cred că ajunge. Eu sunt un optimist. Din punctul ăsta de vedere, sunt foarte optimistă pentru că sunt prea multe eforturi. Sigur, ca peste tot, de exemplu, treabă foarte mult despre Luna. Sunt și condițiile financiare. Pentru că toate misiunile astea costă fabulos. Pe de altă parte, reversul medaliei, adică ce putem noi câștiga din aceste misiuni spațiale, costă de 10 ori sau au mai mare valoare decât o grămadă de bani aruncați, cum se spune, pe planeta asta. Și nu numai pentru cunoaștere, ci și efectiv se poate câștiga imens din cercetarea spațiului cosmic. Acum, asta depinde de ingineri. Cristi e inginer și ne arată uneltele acolo care sunt. Da, asta este una dintre uneltele preferatul meu. Este vorba de telescopul spațial Hubble. E și frumos cu fluturaș așa. Da, și el în cei două decenii are de funcționare. Mai puțin de două decenii. Da, dar niște rezultate cu totul spectaculoase. A acumulat informații mai multe decât acumulaseră astronomii tot timpul. El a fost reparat pe orbită. Inginerii care l-au construit, asta e fantastic, să repar ceva care este defectat în spațiu. A avut mai mult de 4 misiuni de reparare. Un alt telescop care este la fel de important, pentru că el caută materie organică în univers, este telescopul spațial Spitzer,
un telescop care vede Universul în infraroșu. Telescopul spațial Hubble vede în vizibil, vede puțin în infraroșu și puțin în ultraviolet. Acesta e specializat în infraroșu. Poate, de ce este important pentru detectarea evoluției vieții în univers? Pentru că el poate detecta moleculele organice care au semnături specifice în zona infraroșie a spectrului. Și mai este un telescop important pe care, pentru care eu și domn profesor avem oarecare nostalgie, pentru că l-am văzut. Acesta este telescopul spațial european Herschel, are o oglindă de 3 metri diametru. Telescopul spațial Hubble are numai 1 metru jumate diametru oglinda. Este tot un telescop în infraroșu, nu stă pe orbita terestră, stă într-unul din punctele Lagrange, spre deosebire de telescoapele anterioare, și de 2 ani a început să transmită informații, încă sunt în stadiul de lucrare. Acum, paranteză, dacă 3 metri ar fi pe Pământ un telescop foarte important, gândiți-vă ce înseamnă 3 metri în spațiu. Da. Este un telescop extraordinar. Să-l mai ținem puțin ca să o facem geloasă. Aveți de ce, deci aveți am de văzut-o, ne-am uitat în ochii lui, el era în uterul într-o fabricuță în care lucrau cu mâinile. Deci niciun fel de robot nu lucra acolo. Erau mari specialiști în Olanda care îl șurubăreau și a fost o scenă foarte drăguță. S-a cățărat în el un indian cu turban, cu un indian Sikh, specialist în cine știe ce. Da, și urma peste câteva luni să plece așa. Da, a decolat anul următor în luna mai. Deci tot mâna omului sfântă, lăsăm roboții la un moment dat. Pentru lucrurile extrem de delicate, de fine, până la urmă mâna genială, mâna inginerului genial e... Lucra în mod normal un cetățean cu sârme în mână și cu șurubeliță lucra la satelita asta și a plecat. Și mai am un telescop care vreau să-l arăt. El și Planck au fost împreună în aceeași... Eu cred că ați făcut geloși o grămadă de telescopatori, numai pe mine. Dar nu ne-a lăsat să intrăm cu aparatul de fotografiat, deși a fost unii mai îndrăzneți. Eu, când mi se spune că n-am voie, eu n-am voie. Dar asta a intrat cu aparatul de fotografiat. Nu, mi-ar fi plăcut pentru posteritate, pentru nepoți. Niște poți. Nu, că nu ne-a lăsat. A zis că câțiva metri stăteam bine mersi de el. Și mai este un telescop important care... Dar să vă spun povestea pe măsură ce o să urmărim micul filmuleț. Este vorba despre telescopul spațial James Webb. Acesta este telescopul. El era că pe acest să nu mai fie lansat. Vorbim de zborul spre Marte. În 2018 e programat să fie lansat, dar anul trecut se decisese să fie tăiate fondurile alocate lui. Este un telescop care va avea o oglindă de 6 metri. Un telescop extraordinar. Vă dați seama, un asemenea telescop nu încape în diametru unei rachete, din cauza asta este pliat. Ce vedeți dumneavoastră acum depliindu-se este parasolarul, este o umbrelă care îl apără de căldura soarelui, el fiind în infraroș. Și instrumentele trebuie să fie la temperaturi apropiate de zero absolut. El și cu Herschel pot să fotografieze primele stele care au apărut în univers. Este un instrument extraordinar. Eu vă dau deci, așa. Deci cu miliarde de ani în urmă, asta trebuie să spunem. Da, nu, sunt vreo 12 miliarde de ani. Da, 12, miliarde. 13 miliarde de ani în urmă. Vă dați seama ce mecanism delicat, numai desfacerea de pliere acestei umbrele, care o să vedeți, e făcută din mai multe straturi. E o chestie aici care ține de transmisia căldurii, astfel cât să ajungă cât mai puțină căldură pe instrumente. Și asta se va întâmpla la 1.500.000 de kilometri distanță de Pământ, tot într-unul din faimoasele puncte Lagrange. Instrumentul ca atare, anul trecut când au anunțat niște senatori, știți că au și parlamentari? Nu, domnule, la ce se folosesc? Nu, mai avem. La ce se folosesc banii ăștia, se risipesc? Au vrut să taie fondurile și am fost trist vreo săptămână. Acum, vedeți deplierea completă, urmează deplierea unor radiatoare. Radiatoare ce sunt? Niște schimbătoare de căldură. Prin toată electronica acestui telescop va circula un lichid de răcire. Evacuarea căldurii se va face prin aceste radiatoare. Acestea nu sunt panourile solare. Panourile solare sunt chiar sub burtă acolo, le vedeți. Și apoi floarea.
care este reprezentată de oglinda principală a telescopului, o veți vedea imediat, 6 metri diametru, și vreau să vă spun că este o oglindă care are geometrie activă. E controlată cu niște mici dispozitive, astfel încât nu o să mai apară problema telescopului spațial Hubble. Tot timpul optica va putea să fie corectată, astfel încât toate razele care vin de la mare depărtare să fie concentrate acolo, în vârful deci au învățat acestei din greșeli. Piramide. Mm-hmm. Au învățat din greșeli și între timp au reușit să facă rost de tehnologia necesară. Acesta este un telescop de ani 95 ca tehnologie, în timp ce telescopul Hubble era de anii 69, început de anii 70. La Hubble este o poveste absolut splendidă din punct de vedere ingineresc. S-au dus să repare. La a doua reparație, la nu știu care a fost, și și-au dat seama că uneltele pe care trebuiau să le șurubărească nu mai erau. Dispăruseră deja din evoluția tehnicii. Deci în câțiva ani se învechiseră și nu se mai pregăteau, nu se mai fabricau, sau pe pământ au trebuit refăcute fabricuțele care fabricau vechile instrumente ca să repar pe Hubble, care e un bătrân. Un bătrân, dar extrem de eficient. Și mai fac o paranteză, că a spus de misiuni spațiale care tot au fost întârziate. De exemplu, eu personal aștept extraordinar misiunea Gaia. Deci o misiune pentru cartografierea cerului, pentru rotația pământului și așa mai. A fost amânată și amânată. Acum s-a mai amânat un pic, dar eu tot sper că se va face, pentru că este nevoie, adică nu putem avea aceste rezultate spectaculoase fără să știm pozițiile extraordinare ale stelelor, ale obiectelor cerești. O să ajuns la niște valori, dacă pe vremea când am început eu observațiile astronomice, era să vorbea de sutime și de miime de secundă de arc, acum s-a ajuns aproape milionimea de secundă de arc, nici nu mai vorbim, aproape miliardime de secundă de arc. Vă dați seama ce precizie fantastică, fără precizia n-am putea să lansăm toate aceste misiuni spațiale. Și oricum viața terestră a devenit dependentă de măsurători de asemenea precizie. Păi sistemul GPS n-ar putea să funcționeze dacă noi n-am cunoaște foarte bine de la început niște coordonate de stele, niște forma exactă a Pământului. Activitatea solară care sperie plus... atâta pe lume. Lumea nu poate fi afectată de această activitate solară intensă decât tocmai prin efectele pe care le are ea asupra GPS-ului, asupra comunicației și așa mai departe. Deci sunt niște, cum să spun eu, beneficiari pe care înainte nu-i deranja deloc, nu existau. Deci din cauza asta se spune, dar de ce înainte nu se speriau oameni? Nu se speriau, nici acum n-ar trebui să ne speriem. Dar dacă am devenit independenți de totul, nu ne mai putem mișca fără un GPS, fără un telefon mobil. Și între timp, astrologii au aflat că există cicluri solare și bagă evenimentele acestea legate de... Se adaptează. Au învățat Pluto nu mai e planetă, că... V-am spus, am avut o discuție cu astrologă la o emisiune și trecea un asteroid pe lângă Pământ și începuse cu asteroidul Eros, care influențează dragostea, care... Și am întrebat un lucru simplu. Dom'le, numele de Eros s-a dat acum, de curând, și îl dă niște astronomi numele asteroizilor. Cum le vine și lor la... Cum de s-a întâmplat, domnule? Dar cu toți se întâmplă treaba asta, ca numele asteroidului să se lege de niște, trăsături omenești pe care le influențează. Mi s-a spus că e ceva ezoteric și, mă rog... Greu de înțeles. Da, când este partea ezoterică. Haideți un pic înapoi pe Pământ. Luna astronomiei acum? E februarie? E martie? Este martie, de obicei, dar să știți că astea sunt niște convenții, să nu credem noi că cine știe ce se întâmplă în această lună, pentru că anul acesta avem câteva evenimente, într-adevăr, astronomice remarcabile. Și mie mi se pare că cel mai important eveniment, căruia încă nu se dă prea multă importanță, este tranzitul lui Venus prin fața Soarelui, prin fața discului solar. De ce? Pentru că nu îi se dă prea multă importanță, pentru că nu va fi prea bine vizibil din emisfera boreală, deci emisfera nordică, deci din România și în Europa. Dar în emisfera sudică este extrem de bine vizibil și gândiți-vă că acest fenomen se va vedea peste abia încă vreo 120 de ani. Deci el se vede la 8 ani interval, după faptul cum e plasatele orbitele, după aceea la 122 de ani, după aia iar 8 ani și așa mai departe. Da, a fost în 2004. În ce lună?
În 5-6 iunie, adică 5-6. Depinde cum este. Deci în iunie la noi se va vedea foarte în zori. E, sigur, puțin se vor scula ca să se trezească, să observe tranzitul lui Venus, cum s-a observat în 2004, care a fost extraordinar. Știți minte că era și spre prânz, era toată lumea, se uita cu acele filtre speciale ca să vadă punctul acela cum se deplasa pe discul soarelui, dar eu țin foarte mult la acest tranzit. De ce? Pentru că ne amintește în ultima vreme, încerc să pun în valoare tradițiile noastre de știință, de istoria astronomiei. Și este interesant că la un tranzit precedent, care a avut loc în 1874, au venit doi mari astronomi, Oppolzer, cel care a făcut acel celebru canon al eclipselor, și cu un astronom din Austria, de fapt Imperiul Austro-Ungar, Weiss, să observe la Iași acest tranzit. Ei, cine au fost cei doi astronomi care au observat la Iași împreună cu aceste mari personalități? Ștefan Micle, soțul Veronicăi Micle, deci iată Venus observat de un soț al lui Venus, și Neculai Culianu, străbunicului Ioan Petru Culianu. Deci numai când ne gândim că aceste două personalități erau cunoscute pe plan științific european și ei au observat acest eveniment, acest fenomen împreună cu cele două personalități, mie mi se pare că este jos pălăria pentru înaintașii noștri. Trebuie să vă părăsc pe invitata noastră, în afară de faptul că e o pătimașă diseminatoare de cunoștință, că e în stare să ducă de aici la Caracal și de la Caracal la Sibiu și ca să le vorbească despre stele și planete copiilor și publicului pe care le întâlnește. Știe și o mulțime de mici anecdote din asta. Când am fost la observator la dânsa, mi-a arătat un inel în perete de care se lega calul. Și asta era în timpul unii principatelor. Costantin Bozianu, care a fost consilierul lui Cuza, și puține lume știe că primul guvern al României a fost în actuala biblioteca observatorului, care a fost casa lui Bozianu, consilierul Cuza. De acolo, profesorul Demetrescu, care a fost an de zile director observatorului, povestește cum au plecat și el o știa de la înaintașii lui, cum au plecat de pe dealul Filaretului spre Mitropolie ca să-l voteze pe Cuza. Deci iată, politica în astronomie, dacă se poate spune așa, dar sunt istorie frumoase. Politica acolo noastră, să vedeți gemulețele tricolorul roșu, galben și albastru și o grămadă de alte detalii. Ce căutați la Caracal pe 1 aprilie? Sunt alte fenomene, evenimente legate de data asta, evenimentele legate de fizică, dar cum între astronomie și fizică, am fost recent la Ateneul Român Proaic, ați observat că astronomie e pusă între matematică și fizică. Îmi face mare plăcere. Îmi face deosebită plăcere, de câte ori mă duc, mai mă uit odată. Deci sunt legate de fizică, este un grup de profesori extrem de, să spunem, dinamici, care vor într-adevăr să ne pregătească și vizitoarea, nu știu dacă știți sau cred că este o știre de nouă, că în 2014 vom avea prima Olimpiadă Internațională de Astronomie la București, în România. Deci iată, este o performanță. Avem olimpici internaționali, deci eu cred că cu acești pătimași de care vorbeați vom merge mai departe. Și avem și niște rezultate interesante la Olimpiade de astronomie, medalii de aur, medalii de argint. Nu numai asta, dar ultima Olimpiadă Internațională din 2011, România s-a clasat pe locul întâi în Europa la echipe. Deci, în afară de medaliile individuale, și când am vorbit cu ministrul al educației ce facem ca astronomia să revină în școală, mi-a zis, dar ce doriți dacă aveți olimpici? De acord, aceasta e o elită. Noi vrem ca toți să cunoască, să aibă măcar informațiile de bază despre astronomie. Nu știi astronomie, nici nu meriți să trăiești, cam asta e ideea. O mică pauză. Felul tău. UPC îți mulțumește oferindu-ți pachetul I Love You cu internet fiber power 20 megabits pe secundă gratis.
dacă arta este o lume a spiritului, dincolo de om și a omului, dincolo de trup. Ar trebui ca muzica să fie un mesaj, o entitate. Peste vârfurile unde mă duc acum, gânduri mă poartă spre tainicul drum. Ave Maria. Un spectacol de înaltă ținută și de mare rafinament pentru iubitorii muzicii de calitate. Iana Novac la Teatrul Odeon. Joi 29 martie, ora 19. Într-o dimineață de toamnă târzie, la marginea orașului, are loc slujba de sfințire a unei noi biserici. Icoanele care o împodobesc sunt pictate de o mare vedetă locală, manelistul Adrian Țâță de Mâță, alias Abdullah, un geniu al muzicii convertit la creștinism și la pictură religioasă. Nimic nu este adevărat, totul este posibil, într-un film semnat Cristina Nichituș. Sâmbătă la ora 21:30, numai la TVH 2.0. Prieteni ai muzicii românești și nu numai. Sunt Sorin Lupașcu și vă aștept duminica la ora 14:30. Restart România. Vă provocăm la schimbare imediată. La nivelul 2.0 vă spunem în fiecare zi cum vă influențează viitorul evenimentele de azi. În fiecare seară la 19:30 vă dăm întâlnire cu programul nostru de știri. Și nu uitați, Restart România! În direct, cum vă spuneam... Bun, după ce au spus, Obreja face profit din bani publici. O echipă puternică astăzi în studio. Nu puteam să renunț fiindcă aveam o clauză de a plăti 500.000 de euro dacă îmi dau demisii. În campionatul nostru nu a avut o evoluție bună, în cupele europene, ce? Da. Eram aproape și să ajungă în primăvară europeană. Pe Tătărușanu l-am luat de la Liga 3-a. Nu credeam! Aici, în platou, la telefon... Atenție, elevi! S-a dat startul competiției Fulger, o emisiune concurs în care protagoniștii sunteți voi, elevii ai tuturor școlilor din București și din țară. Vă așteptăm pe toți! Probabil că titulatura emisiunii noastre, Competiția Fulger, le sugerează lor că trebuie să fie cum? Foarte? Rapizi, sigur că da! Competiția Fulger! Și n-am dreptate, întreabă doamna, sigur că are dreptate, bineînțeles, de astronomie este nevoie, nu spun că dezvoltă creierul, ceea ce e important, dar sigur că trebuie să știi tu, Homo sapiens, unde te afli sub cerul ăsta mare. Și eu mereu insist și pentru protecția planetei noastre, pentru că facem atâta caz de protecție și așa mai departe, dar dacă am învățat, nu copiii, deja sau viitorii parlamentari, viitorii oameni politici, ce se întâmplă cu atmosfera noastră dacă ne o poluăm, că ajungem ca atmosfera lui Venus, deci irespirabilă. Dacă am ști că... avut parlamentar și acum. S-ar putea. Este o explicație care va fi frumoasă. Deci sunt anumite fenomene care se întâmplă în univers pe care, sau în sistemul solar, pentru că e zona noastră cea mai vecină, apropiată, care ne învață pe noi cum să ne protejăm planeta noastră. Mie mi se pare extraordinar. Sau chiar, pentru că ați vorbit de astrologie, să crede atât de mult în astrologie sau în sfârșitul lumii. În decembrie 2012 va fi sfârșitul lumii. E omul așteaptă. Dar dacă vii tu să-i dai informațiile științifice, informații exacte, parcă să uită ce creat, nu cade nimic, nu se moare nimeni. E, nu e interesant. Nu e știre. Nu e știre.
Păi de fapt și cu apropierea planetei Marte s-a vorbit de alinierea planetelor. Da, în da. În emisiuni de televiziune și în texte de presă. Se spunea că cerul literalmente se va înroși de la obiect punctuleț care ei spuneau că e portocaliu. De la obiect punctuleț roșu, că tot un punct o să-l vedem. Bine, acum trebuie să fie vorba între noi că alinierea planetelor a fost un eveniment care a speriat de multe ori. Eu mi-amintesc că la televiziunea română, în 1982, cred că a fost între primele emisiuni, ultimele emisiuni în direct. Și de ce? Pentru că toată lumea, inclusiv tovarășul, se speriase că va veni alinierea planetelor. Și alinierea planetelor fusese anunțată tot de mass media, că și pe vremea aceea erau anumite greșeli din Statele Unite care spuneau că în momentul alinierii planetelor falia San Andreas se va rupe și va fi un mare cataclism și așa mai departe. Era cartea aceea faimoasă, efectul Jupiter. Exact, dar eu totdeauna mă gândeam în momentul când se transmitea și încercam să explic că în primul nu poate să stea planetele aliniate în linie dreaptă ca soldații, că fiecare pe altă orbită și așa mai departe, mă gândeam că cel mai mic cutremur n-aș fi fost în stare să spun că nu avea nicio legătură cu alinierea planetelor. Deci câteodată și oameni de știință riscă. Eu am riscat și am câștigat. Da. Bun. La Caracal, unde mergeți, la întâlnirea asta cu profesorii grozavi și cu elevii grozavi, fizică se discută, da? Da. Noi avem, alături de astronomie, să zic așa, pe Basarab Nicolescu, un fizician. Mare fizician. Trebuie să vă spun că eu l-am cunoscut pe Basarab la UNESCO, un hemiciclu mare, fiind moderatorul unei emisiuni la care erau și oameni de știință celebri, inclusiv doi premiați Nobel, și reprezentanți ai clerului divers, călugări tibetani de la Vatican, ortodox, creștin ortodox, și Basarab era o figură respectată clar de toată lumea. Apoi am citit cartea Nulle particule le monde, noi particula și lumea, și mi-am dat seama ce om de mare calibru avem noi, fizician și scriitor despre fizică. El a fost invitat și la reuniunea organizată la Vatican, în care Vaticanul și-a cerut scuze pentru Galileo Galilei, și el a fost unul dintre participanții care au luat cuvântul la asemenea. Deci mie mi se pare că într-adevăr a fost o dovadă de respect. Și anul acesta, iar vă spun o știre, să zicem, premieră, la Ateneul Român, știți că s-au deschis un ciclu de conferințe, ceea ce mi se pare normal, pentru că Ateneul inițial pentru așa ceva, pentru conferințe publice. Mai ales că au sus pe tavan și astronomia între matematică. Exact. Deci, pentru printre aceste conferințe, dânsul va ține o conferință, dialog, despre transdisciplinaritate, transculturalitate și transreligie, speranța secolului 21. Când de ce? Va fi asta? 12 noiembrie. De ce este important acest lucru? Că probabil că știți că în noua lege a învățământului sau în proiectul de lege s-a introdus și transdisciplinaritatea. Puțin știu ce este aceasta. Puțin știu că în momentul de față avem peste 8.000 de discipline. Cum să mai pregătești un tânăr să, cum să spun eu, să navigheze pentru aceste discipline? Deci îți trebuie o viziune pe deasupra lor ca să le înțelegi. Asta ți oferă transdisciplinaritatea și Basarab Nicolescu este practic după Piaget, este promotorul acestei transdisciplinaritate. Eu l-am ascultat de câteva ori. Cea mai interesantă așa expunere a fost la Muzeul Literaturii Române. Interesant asta, vine un fizician la Muzeul Literaturii Române, le explică, cei mai mulți în sală erau scriitori și literați, și Basarab în stilul le explică de înțeles, firește. El e un sistemist, ca să spun așa. Încearcă să pună un pic de sistem în haosul ăsta transdisciplinar și le așează riguros, inteligibil pentru cea mai mare parte. Minte prea organizată, da, ca să vorbesc. Da. Dar pe de altă parte a venit în fața scriitorilor cu ceva care a zguduit. Zice, nu vă luați după bunul simț, spune Basarab. Matematica e cea care... Legile fizice sunt cele care sunt. Și Eugen Simion, marele critic literar, s-a ridicat. Și colegul lui de liceu mai în vârstă. Da. Și spune, cum asta, să n-am încredere în judecata mea, în bunul simț? I-a dat o replică, l-a lăsat fără grai. Zice, tu ai bunul tău simț, Becali are bunul lui simț. Nu-i tot una cine cum judecă lucrurile, da, și lumea. Da. Ca să completez la Basarab Nicolescu, să nu uităm că cel care a scris n-avea decât 25-26 de ani, o carte spre Ion Barbu, Dan Barbilian, a fost fizicianul Basarab Nicolescu. Da. Deci era o îndrăzneală, aș putea spune, și mai ales în acea epocă, deci era, cred că, 1968, când scrie o asemenea carte, și a fost, într-adevăr, a fost o explozie de interes față de ea. Era și olimpic, apropo, că v-am vorbit de olimpiade, a fost olimpic național, la matematică, da, la fizică, da, la română, deci da, este o persoană specială.
Da, bun, nici la Ion Barbu nici nu se putea altfel. Adică la Ion Barbu criticii literari n-au niciun fel sau de acces. Sau Ștefan Lupașcu, care este un mare filozof, cât s-au îndrăznesc să-l abordeze. Când stau de oră cu un literat, încerc să explic ce înseamnă inelele ploii. Și pornesc de la definiție, la grup, inel, corp, legi de compoziție internă, externă. Lasă-mă, domnule. Da, asta vreau să spună. Da. Ion Barbu. Ne întoarcem la Basarab Nicolescu. Am plinit 70 de ani, să-i dorim ani mulți. Da. Mai ales că e prolific, în plină carieră. Și interesant, s-a născut în ziua Bunei Vestiri. Da? Asta e extraordinar. E o coincidență frumoasă. A fost și o Bună Vestiri și trebuie să ținem seama că cel mai mare succes al programelor noastre a fost acea colecție, întâi intitulată Știință și Religie, apoi Știință, Spiritualitate, Societate, care a ajuns la peste 50 de titluri. Mie mi se pare că e o performanță, eu spune, și în Occident, dar chiar și în România să ai o asemenea colecție. Așa că sunteți invitați să o răsfoiți. Am asistat la proiectul ăsta Știință și Spiritualitate de la bun începuturi. Vi se pare că se pot, că liniștinile astea care în mintea mea sunt paralele, totuși pot să meargă la oaltă, că știința pe aici. Știți, dacă vorbim de dialog, da? Adică nu de dialogul surzilor, deci de dialog în care omul să se asculte, mie mi se pare că e necesar, nu știu cât de mult se pot apropia, dar faptul că un teolog trebuie să cunoască performanțele științei moderne și invers, un om de știință să gândească până unde merge cunoașterea științifică și cât este spiritualitate, mi se pare că este necesar. Cât de mult am reușit sau nu, astea sunt comentarii delicate. Noi am avut invitat pe un tânăr preot, Răzvan Ionescu. Absolut sclipitor, o carte splendidă, am citit-o acasă. Părintele aproape că ne convingea să trecem de pe șina pe care scria știință, pe șina pe care scria spiritualitate. Deși eu sunt liber cugetător. Emoția intervine în da, fără discuție. Dar cum să vă spun, asta a fost, să zic, meritul dialogului pe care l-am inițiat noi în 2001, pentru că nu am stat de vorbă numai cu ortodoxii catolici, ci cu liberi cugetătorii, cu absolut cine era interesat de acest dialog. Deci am preferat un om care să fie liber cugetător, chiar ateu, și am avut chiar atei militanți care au discutat cu noi, decât, cum să spun, cineva care de formă respectă o tradiție și așa mai departe. Deci, mi se pare extrem de important. Unul dintre nobelii care au participat la Paris la întâlnirea de care vă vorbeam, croyant, cum spune el, eu cred, mă duc la, sunt și catolic, ne-a spus așa, vorbea și franceză și ne-a explicat în franceză că s-a dus la biserică și că a asistat la sermon, la discursul pe care îl ținea preotul și care i s-a adresat direct lui Dumnezeu. Și pe mine m-a șocat, spune americanul ăsta, fizician american, că i-a spus tu, da. I-a zis tu. Am fost la aceeași conferință, că și pe mine m-a șocat asta. Dar vă amintesc că la sfârșit omul, după ce a explicat cât e el de croyant, și-a pus singură întrebarea în englezește. În englezește. Privind dumnezeirea. Do I have doubts? Am îndoieli? Și și-a răspuns singur, you bet I do. Poți să fii sigur că am îndoielile mele. Cum spunea și Eugen Ionescu, ajută Doamne necredințe mele, care de fapt nu este numai a lui, dar așa, totuși sunt întrebări pe care omul și le pune. Și nu știu dacă același personaj ne-a făcut odată, a făcut acea remarcă în care a spus că mă interesa care e deosebirea între o religie și alta. Și n-am înțeles prea bine, dar am înțeles ce e comun, dragostea. Și mie mi s-a părut chestia fantastică. Dacă ar uni măcar dragostea toate religiile astea de pe fața pământului, am fi toate legile religioase într-una singură se poate așeza. Iubește-ți aproapele tău. Și dacă e rezolvat asta, poate să fii tibetan, poate să fii. Haideți să ne întoarcem la noi pe pământ, adică în ceruri, la dumneavoastră. Ce sperați altceva să întâmple? Deci, din punctul de vedere al astronomiei, anul acesta? Anul acesta, în anii următori, la ce speră? Eu vă spun, nu sper, sunt sigură că nu va fi sfârșitul lumii. Asta vă asigur. Și toți trei sunt. Putem să facem o emisiune după, ca să convingem telespectatorii. Dar, din punctul de vedere al misiunilor spațiale, așa cum a spus și dânsul, ne așteptăm la alte și alte misiuni și vedeți că, de multe ori, cum să spun, rezultatele în astronomie sunt neașteptate, adică m-ați întrebat ce aștept. Eu aștept rezultate neașteptate. De exemplu, când în 95 s-a descoperit prima exoplanetă, prima planetă extrasolară,
A fost o surpriză, nici nimeni nu se gândea noi la așa ceva. Noi eram singuri, noi scriitorii de science fiction, da, să zic așa. Dar pe de altă parte, să o vezi, da, să ai dovada că există, e fantastic. Mie mi se pare că e una dintre cele mai frumoase, cele mai spectaculoase descoperiri ale ultimelor decenii. Și gândiți-vă câte sute de astfel de planete există în jurul altor sori sau altor stele și mai mult s-au descoperit, cum să spun eu, sisteme de planete în jurul altor. Deci există alte sisteme solare sau stelare, ca să fim mai corect. Sunt peste 1000. Nu măsurate, dar da, statistic vorbind, câteva sute, vreo 400 statistic ceva. Vorbind, se pare că nu este stea fără sistem planetar. Deci asta este concluzia. Este, da, eu aș avea din punctul meu de vedere niște rezerve, pentru că așa cum există planetă și fără sateliți, s-ar putea să fie stele, da, depinde ce fază există. Făcuseră de statistică era că în medie 4 planete pe stea. Da, dar probabil repet, că sectorile care depind, au mai multe planete. Depinde și de vârsta stelei. Depinde foarte mult. Probabil că se referă la, să zicem, la maturitate. Și de vârstă și de tipul stelei, da, așa exact. Îndrăzni eu să zic. De da, echilibru corect. Local, da, oricum, revenind, de, este una dintre da? Cele mai spectaculoase realizări, mai ales că s-au descoperit ce puțin planete de tipul Jupiter, deci la dimensiunea Jupiterii clar că există. Și ca dimensiune contează foarte mult. Sigur că faptul că e gazoasă sau solidă iarăși contează, dar au început să descopere planete de tip Pământ. E, în momentul, apropo de scriitorii science fiction, în momentul în care descoperă o planetă de dimensiunile Pământului, la o distanță favorabilă de steaua Soarele acelei planete, nu încep să te întreb, da, dacă totuși, dar e adevărat că, gândiți-vă distanța la care se găsesc aceste planete, informațiile, ce se întâmplă pe ea, sau chiar în interiorul ei, încă așteaptă scriitorii să pasul următor, ca să zic așa. Păi, domnul Mironov, în calitatea sa de scriitor, i-aș propune o planetă care a fost acum, de curând, identificat. Se învârte, mi se pare, în jurul stelei duble. 18 zile are perioada de anul, 18 zile, dar are densitate mai mică decât densitatea Pământului. S-a detectat în atmosfera ei vapor de apă. Se pare că este o planetă făcută din apă. Avem o atmosferă gazoasă din vapor de apă, pe urmă devine apa aceea lichidă, solidă, pe urmă, pe măsură ce crește presiunea, crește și temperatura, avem o gheață fierbinte. Un pic de fier pe undeva. O avea un pic de fier, dar practic este o planetă din apă. Ce poveste frumoasă are și? Viața pe o planetă din apă. O planetă acvatică. O planetă acvatică. Pe care poate viața se dezvolte până la rațiunea acvatică. De ce să deci ce mai așteptăm? Iarăși activitatea solară, care este din ce în ce spre maxim, este importantă, așa cum vorbeam, pentru GPS-uri, deci pentru efectele pe care asupra Pământului, asupra omului. Sigur că noi spunem și în condițiile unui soare calm, că omul trebuie să se protejeze, că există anumite radiații care nu sunt sănătoase. Nu stai de dimineață până seară la plajă, nu stai în orele de maximă radiație solară, dar, per total, este important să o cunoaștem. Când aude prognozele că activitatea solară va fi peste 20 de ani așa și așa, am întrebat, apropo că vorbim de specialiștii noștri în străinătate, pe domnul Zadig Muradian, care se știe că e unul dintre cei mai buni specialiști în fizică solară, a zis, știi ce, vorbești serios, vorbim prognoze la câteva ore. La soare este greu să faci prognoze pe un interval foarte mare. Ca și la asteroizi. Aude iarăși că se vehiculează acum că nu știu care asteroid va cădea în 2020. Nu, 2040. 2040. După Apophis, dacă scăpăm de ala, vine Starantul. Bine, în primul rând că toate aceste asteroizi care sau corpurile cerești care se apropie periculos de mult de Pământ sunt bine monitorizate. Deci, în momentul când noi știm traiectoria, există în momentul de față tehnologia de a evita. Dar vă dați seama că nu se cheltuie nimeni milioane sau poate chiar miliarde de euro ca să devieze un asteroid care probabil în 2040 se va apropia de noi. Dar există și dar este stilul de lectură a jurnaliștilor de scandal din România. A crescut puterea presei și pentru că informațiile ca atare există. Da. Deci NASA are un site specializat, Near Earth Objects, dacă nu mă înșel se numește, și acolo sunt catalogați toți asteroizii, intrați repede și vedeți toate amenințările. Veți vedea că de fapt nu e niciuna. Să știți că eu îmi sunam dintre persoanele care mă bucur când sunt date astfel de amenințări, că își mai aduc oamenii aminte să mai urce, uite pe cer și să le explicăm care este adevăr, dacă ne cred. Că parcă e tendința asta de a crede. Nu vă cred. Exact, e tendința de a crede mai degrabă catastrofele sau cataclismele care ar veni. Ați fost la emisiune invitat cu un mare ezoterist și ați avut o discuție lungă în care marele nostru ezoterist
Păi, dar luna nu e ce credem noi, pentru că cine erau aia? Autiștii, văd 6 luni în locul ăla. Nu e ce credeam noi. Dar de unde au spus lui autiștii? Nu știu de unde a scos, dar ce replică poți să-i dea un asemenea personaj în direct la o emisiune de televiziune? Era, se făcea luna că se apropia tare, tare de pământ și venea cu tremur catastrofal și bună. Da, adevărat, există și talentul ăsta. N-ați apucat să vorbiți prea mult în emisiune. Eu fac parte și dintr-un grup autric, ăsta e greu de tradus, popularizarea astronomiei la un program Europlane, dar și la Uniunea Astronomică Internațională, pentru că interesul nostru e să formăm și tinerii astronomi să știe să informeze publicul, să transmită. Este o artă asta. E o artă asta de informația proastă. Și am să mai spun o dată asta, că dacă Spirul Haret a reușit cu România o revoluție, ceea ce a făcut el acum 100 și ceva de ani, introducând o școală în fiecare sat și punând România pe roțile veacului. Și revista Orion, care o transmitea la toate școlile din țară gratis. Dar îl trimitea pe Victor Arnestin înaintea lui. Deci scriitorul era cu câțiva pași înainte și cu revista și cu... Spunea la lume, lumea era atrasă, asculta, venea ministrul, deschidea cupa anglică, tăia școala, România intra în civilizație. Mă îmi pare bine că ați amintit de Haret, pentru că anul ăsta eu zic că e anul Haret Poincaré, că sunt 100 de ani de când a murit și unul și celălalt. Merită și să spuneți povestea așa. Da, pentru că mi se pare impresionant. Am avut șansa să găsesc o scrisoare de a lui Spirul Haret către Poincaré și știam că cei trei Poincaré au avut legături foarte frumoase cu România. Deci Henri Poincaré a colaborat și a și scris cărți cu autori români, poate la un moment dat să vorbim și despre el. A avut o corespondență cu Coculescu, cu alte personalități. Pe de altă parte, el a colaborat cu Spirul Haret, care, așa cum se știe, probabil este primul care și-a susținut o teză în matematici la Sorbona. Cel Raymond Poincaré a avut cu România din punct de vedere politic. Regina Maria a fost invitată ca șef de stat, deși nu era totuși la, sau cu, să spunem, cu protocolul de șef de stat la Raymond Poincaré. Și în sfârșit, ultimul dintre Poincaré, deci văr cu Henri Poincaré și frate cu Raymond Poincaré, a vizitat observatorul din București, a fost șeful unei delegații în 1919, avem păstrat o fotografie a lui cu delegația franceză, deci vreau să restabilească relațiile între România și Franța. Dar este interesant că Poincaré moare în vara lui 1912, deci iată 100 de ani. La câteva luni mai târziu se ține o ședință solemnă la Academia Română, în noiembrie. Spirul Haret ține un panegiric impresionant. Am spus și ambasadei Franței că trebuie să fie cunoscut și de francezi, că e de o, cum să zic, o sensibilitate și o descriere al Poincaré pe care eu n-am întâlnit-o nicio altă lucrare despre Poincaré, ca după câteva săptămâni moare și Haret. Deci iată două mari personalități pe care destinul într-un fel le-a unit. Deci ar trebui poate și cei bine și academiei, dar și Universității Spirul Haret ar trebui să atragem atenția că iată această comemorare poate avea loc și că e importantă. Plus că Haret, atenția, așa cum a spus dumneavoastră, practic cred că a fost cel mai mare ministru al educației pe cel care mai mare, l-a avut România. Cel mai solid politician care exista vreodată. Am înțeles că el s-a gândit până și cât e dimensiunea unei bănci de clasă. Care trebuie să fie condiții lumea igienice. Lumea nu știe că el era cel mai mare legiuitor al vremii lui. Până și legea bisericilor e făcută de matematicianul Spirul Haret. A pus totul mecanica socială, iarăși. Mecanica asta care încă n-a fost dezvoltată, citită, studiată, pe cât merită. Toate legile treceau pe la el, le împingea mai departe. A avut și noi am avut șansa că el a avut două mandate și continuitate și că șefului de cabinet Angelescu a fost ministru după moartea lui Spirul Haret, așa că legile pe care el le-a indus în Parlament au reușit să se poate singura cineva a pierdut acolo. Poate matematica sau astronomia a pierdut pentru că el s-a dedicat efectiv pasiunii pentru școală, dar ce a făcut el pentru școală cred că a compensat această lipsă. Are Iorga într-unul din discursurile lui un moment extraordinar în care spune sălii Parlamentului: când îi pronunțați numele, ridicați-vă în picioare. Despre. Și merită. De aceea și merită și craterul de pe lună, nu? Da, a fost prima formațiune care a căpătat numele unui român. După aceea și a mers, dar într-adevăr meritul lui. Trebuie să predăm astronomia la școală?
Da, este o întrebare bună, pentru că eu, când am devenit președinta Comisiei Internaționale de Educație Astronomică, am sperat că această funcție fantastică la care aderaseră peste 100 de țări din lume va sensibiliza undeva Ministerul Educației. Din păcate n-a fost să fie așa, pentru că nu are nicio valoare din punctul ăsta de vedere, dar repet, eu cred că nu numai pentru o cultură, cum am spus, că pentru cunoaștere, dacă vreți pentru civilizație, că eu nu cred că există o țară civilizată care să n-aibă cunoștințe despre univers, dar și tot, cum să spun, din argumente pragmatice. Repet, de la cunoașterea vieții, de la descoperirea unor alte planete, avantajele pe care le oferă din punct de vedere, eu știu, al mineralelor, al medicamentelor care se pot face pe alte corpuri cerești. Deci sunt o grămadă. Chiar tendința asta sau nevoia de a merge în spațiu, cât avantaje a dus tehnologiei pe Pământ? Pentru ca să faci o misiune spațială, cum le-a descris dânsul, păi da, toate astea au avut repercusiuni și în tehnologia pe Pământ. Adică nu s-au făcut... S-a câștigat imens. Propun un exercițiu de imaginație. Să dăm jos toți sateliții de pe orbită, să oprim programul spațial și ce se va întâmpla cu noi? Emisiunea asta n-ar mai vedea-o nimeni, pentru că e transmisă cumva o oră și prin satelit. Și nu o să fie întrerupt totul. O oră. Și tot băncile nu mai pot funcționa, internetul și încetează existența. Vedeți, asta e spre deosebire de ora de întuneric, pentru care trebuie să aducem aminte oamenilor că este nevoie să mai uite și spre cer, să vadă ce efecte poate să aducă această lumină aberant de mare câteodată pentru planeta noastră. Pentru că există și viețuitoarele. Probabil că știți, nu știu, am mai spus că în anii, cred că 50, a fost un proiect sovietic pentru ca să monteze un satelit care să lumineze o emisfera care era în momentul respectiv întuneric. Și era spectaculos, nu mai avem nevoie de becuri, de nimic, de dar viețuitoarele, viața pe Pământ, ce efecte ar fi avut? Catastrofale. Până la urmă, toată lumea și-a dat seama că așa ceva nu se poate. Da, adevărul, vreau să le precizez telespectatorilor noștri, că este o mișcare, mai ales în rândul astronomilor și astronomilor amatori, care încearcă să limiteze poluarea luminoasă. Se poate? Se poate. Nu, iarăși, știți ce se întâmplă? Aproape 60% din populația lumii trăiește în oraș. Da, e foarte simplu. Da. Sursele, trebuie luminat orașul, dar ideea e să nu se ducă decât foarte puțină lumină către cer. Se pot plasa mai jos sursele de lumină acoperite. Undeva pe la universitate există niște experimente în sensul ăsta. Soluțiile sunt simple, dar întotdeauna, nu știu, lumea se teme de soluțiile simple. Vor soluții costisitoare, probabil. Vreau să vă spun că în august va avea loc la Beijing un congres al Uniunii Astronomice Internațional, cel care se ține la 3 ani, și eu fac parte dintr-o secțiune care se ocupă exact cu această problemă. Deci o sesiune specială dedicată cum să ne protejăm planeta de această poluare luminoasă. Dar să spuneți că 60% locuiește, dar dacă vă uitați pe o hartă a luminii pe glob, o să vedeți unde sunt concentrate toate acelea. Acum 2 săptămâni am difuzat un film făcut de pe Stația Spațială Internațională, nu l-am acum aici, în care stația zbura deasupra Americii. Și, practic, acolo era o fel de rețea luminoasă. Exact. Te duci la alte părți, sunt complet întunecate. Da. Dar este foarte important pentru biosferă, ca să spun. Trebuie să vă spun că am zburat o dată de la Moscova la Habarovsk. Și luminile Moscovei și zona aia, și apoi a fost un întuneric total de-a lungul. Mai sclipea câte o apă așa, pentru că era lună pe cer. Acolo nimic, n-a mai fost lumină mii de kilometri. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, îmi dau seama că eu sunt printre fericiții care au văzut apus de soare și răsărit de soare în Sahara, unde nu e nicio lumină la nicio distanță, unde soarele se stinge, și se stinge în câteva secunde, așa, se face întuneric brusc și stelele se aprind pur și simplu. Am avut un astronom care a văzut în Sahara treburile acestea, poveștile astea pe care le spuneți dumneavoastră, era Donici, care a studiat lumina zodiacală pe vremea aceea, era foarte important. Dar pentru că mi-a spus că am și părți anecdotice, să știți că mulți străini nu s-au convins prea ușor că noi făceam observații până în 89 în centrul Bucureștiului. Deci observatorul din Parcul Carului la 3 km de centru. Cum se poate? Nu știau că la noi, și lumina poate nici tinerii nu știu încă, că la ora 10 seara toate luminile orașului se închideau, rămâneau 2-3 felinare pe bulevardele principale, ceea ce iată că aveam și noi un mic avantaj în treaba asta. Era o beznă totală. Acum e foarte greu să găsești un loc în care să fii complet în întuneric, să nu fie o geană de lumină de la un oraș
îndepărtat undeva. Există și alte aspecte. De exemplu, am fost la Torino și acolo e observatorul Rapino Torinese și am întrebat, dar cum puteți să observați pe colină? E poluarea în așa orașului, un fel de smog de aceea, încât observatorul fiind deasupra, nu avea treabă cu poluarea și cu asta. Deci se poate și... Dar trebuie să ai într-adevăr acea colină de care ai nevoie. Nu toți o să fim astronomi, asta e foarte clar. Dar nu e departe momentul când totuși, la 7 miliarde cât suntem, se mai vor mai adăuga încă 2 miliarde și omul va trebui să iasă în spațiu cosmic. Nu doar experimental, ci să iasă cu totul. E departe momentul ăsta, ce credeți? Prea aproape nu poate să fie, dar nici foarte departe. Depinde, totul relativ. Când vorbim la scara Universului, da, vă dați seama că tot... Dar eu cred că... Hai să fie, să facem așa o prognoză. Nu puteți să o verifică, dar într-un secol cred că va trebui să ieșim. Pentru că, așa cum a spus, creșterea populației este exponențială și trebuie să facem față cumva. Dar, pe de altă parte, revin obsesiv la această idee și informațiile pe care le avem din cosmos ne vor ajuta ca să ne folosim și acele zone pustii, fără aparent, fără viață, de pe Pământ. Și cine știe, poate vom reuși să folosim din Sahara, că tot ați menționat, din pustiurile, din Antarctica, alte zone care până acum n-au fost utilizate de ființa umană. Oricum, mă gândesc că ar fi păcat ca întreaga civilizație umană să stea într-un singur coș. Și ouăle le punem în mai multe coșuri. Poate se sparge viața aici pe Pământ, civilizația. Unul din scenariile promovate de UNESCO este asta. Între cele două tropice, populația Pământului stă grămadă, umăr lângă umăr, piept lângă spate, pentru că e rentabil energetic. Exact. Este rentabil. Deci încercăm să mergem ori pe poli, da, ori invers, zone Sahara, care se pot fi, repet, cu informație pe care le vom căpăta din univers, din sistemul solar, poate că vom găsi metode să ne utilizăm și Pământul așa cum ar trebui, inclusiv resursele, da, umane, resursele pământului. Eu mă hazardez să spun că în 2100 vor fi un milion de marțieni. Pornesc de pe Pământ acolo. Vă bazați că nu pot să verific. Începe să lansăm. Un exercițiu de imaginație. Rămâne în istorie. Scriem un safe, domn profesor, da, în care punem ipotezele astea, da, lăsăm cu limbă de moarte, da, de la nepoți, văd, lăsăm, da, într-o sticlă cu așa, dop pus, da, așa în oceanul planetar. Să fie desfăcut pe sosul de ani, cine a avut dreptate. Dar poate generațiile care ne urmăresc, cei foarte, foarte tineri, poate că vor găsi modalitatea să trăiască 150 de ani și să constate dacă am avut sau nu am avut dreptate. Acum două luni, la Institutul European de Biologie Moleculară, cineva ne-a vorbit, jurnaliștilor de știință prezenți, și ne-a spus, omul care va trăi 150 de ani s-a născut. E viață. Dar eu asta sunt convinsă. Gândiți-vă care e media de vârstă acum, sau până la ce... Vedeți oameni la 90 și ceva de ani, care sunt o putere de, cum să spun eu, de creație extraordinară, de invidiat, cum a spus, de gelozie să fie pe ei. Deci eu cred că, oricum, astea sunt și probleme cu vârsta pensionării și așa mai departe. Oamenii au devenit vitali și creatori la vârste mult mai înaintate decât se întâmpla acum câteva, poate 30-40 de ani. Ceea ce înseamnă că... Da. Tribul astronomilor nu o să ducă lipsă de pasionați, da, în continuare. Și mai e ceva, este, vedeți, informația asta, această, cum să spun, inflație informațională are și parte negativă, dar și parte pozitivă. Eu, una dintre obsesiile mele, ce se va întâmpla cu acești copii care se nasc cu toată informația astea deodată, față de noi care nu știam ce e acela la televizor, nu poate fi decât bine. Da, asta, păi asta vreau să spun. Deci, dar depinde de educația lor, de modul în care, adică modul în care se educați, de gradul lor de inteligență, cum vor ști să folosească. Da, dar și să puneți mâna copiii pe telescop, asta vă spune doamna Magda Stavinski, sau spune de când o știu eu, uitați-vă pe cer, pentru că n-avem decât de câștigat. Și priviți planeta Marte. O zi bună vă doresc!